A văzut Ai văzut? Bravo, n-ai văzut soarele. Acoperit de lună. Timișorini au împânzit curtea observatorului. Cei mai norocoși au ajuns în clădire și pe terasa ei, acolo unde au fost instalate cele mai multe instrumente. Am văzut acolo o lună mare. Parcă ar fi luna invers, cum a spus și băiețelul, luminoasă. Foarte frumos. S-a văzut foarte frumos. Chiar e un moment fain și e bine că l-am prins. E prima mea eclipsă și e cea mai frumoasă eclipsă, zic eu. Numărul mare de vizitatori a mirat și pe cercetători, ca de fiecare dată când sunt organizate porți deschise, cu telescoape și lunete au contribuit și astronomii amatori din Timișoara. Ai o mărire, vezi detalii care în mod normal cu ochiul liber nu le vezi, cum era astăzi, se vedea, de exemplu, o pată solară, cu ochiul liber nu o vezi, prin instrument se vede și pata solară. Acum, în momentan, e acoperită chiar de lună. La Timișoara, eclipsa a început la 10 și 40 de minute, faza maximă s-a înregistrat la 11.50, iar soarele a fost acoperit în proporție de 52%. Ea a fost o eclipsă totală, dar numai în partea de nord a Atlanticului, până în Oceanul Arctic, deasupra insulelor Feroe și Svalbard și în restul Europei, nordul Africii și nordul Asiei a fost o eclipsă parțială. Potrivit cercetătorilor, următoarea eclipsă parțială de soare vizibilă din Timișoara va avea loc în 2027, pentru eclipsa totală însă timișorenii vor trebui să mai aștepte până în 2081.